foarte frumos. Nașul meu, Leo de la Strehaia, este în București. Și finul Cristi Marin, la mare. Nașure, ne vedem la București. Olo! Vine apa! Vine valul, uite, până aici a venit. Mă duc, apa este foarte, foarte caldă. La temperatura camerei. La ce se întâmplă cu turiștii? Nu e sezonul estival? Am încurcat datele cumva? Eu știu că vara trecută a fost Crăciunul, nu? De parcă așa știu. Dar acum e perioada asta, cred că e sezonul estival, mă. Că s-a întors lumea cu fundul în sus. Oamenii sunt speriați de perioada asta mare a prostiei. Vaccinați-vă care vreți, care puteți, cât mai mulți. Să rămân eu singur pe pământ. E, da, unul singur este Contele Dracula. Mai nou, Cristi Marin de la Strehaia pe YouTube. Doamnelor și domnilor, corespondentul dumneavoastră, să vedeți și voi cum e vremea la mare. Mă rog, vă uitați mai la filme în reluare pe Netflix. De muncit nu se mai muncește, că nu mai avem ce să muncim. Supraviețim cât putem și după aceea, aleluia, fiecare pe cont propriu. Vine războiul nuclear. Vine criza alimentară. De cea financiară n-are rost să mai vorbesc. Pentru prietenii mei aia bun care comentează frumos la adresa mea, fac aceste filmări, în primul rând, și în al doilea rând pentru frustrați, pentru frustrații din lista mea și de Facebook, care curând nu o să mai pot să accept pe nimeni în lista mea de Facebook, o să depășesc numărul maxim de prieteni. Asta e. La salvamarii nu mai sunt aici. Acum am observat, frate. Mă rog, ca 97, unde sunt salvamarii? Am intrat în concediu, fără plată. Și că vloggeri ăștia care se tot filmează și fac vloguri pe YouTube, pe peste tot, trebuie să filmeze 10-15 minute. Dar dacă n-aș vorbi, n-aș fi bine? Seara decât eu unde vreau să fac niște treburi pe aici cu cocoșeii de la Strehaia. Un cocoșel înseamnă un bănuț, pentru cine nu cunoaște. Și costă cam 37 de milioane lei vechi. 3700 RON.
aproape, nu, chiar 900 de dolari, dacă este prima sa. Din 1000. M-am îndepărtat de mașină, de casă. Dar cine ghicește unde sunt eu acum, în ce stațiune? Ia să vedem. Dacă ghicește cineva. Că dacă este o luăm așa, nici eu nu știu unde sunt. Cred că sunt în Bulgaria. Sau Grecia. Să vedem cine ghicește, în ce stațiune sunt. Acolo este plaja. Merg până la plajă. Și pe aici, pe undeva, o să fac eu niște treburi. O, simți și câinii că am trecut contele Dracula pe aici. Suntem în 13 ianuarie 2021. La ora asta nu-i nimeni din apă, nu vine să cred. Îmi zicea cineva la comentarii că ar trebui să intru în apă și să rămână acolo, să nu mai posez. Auzi și tu? Ce taliban sau talibancă, nu știu ce. N-are ținut numele. Superb. Anul acesta mă așteaptă vara. Voi veni din America direct la mare, direct în apă. Uite și pe motanul care l-am văzut eu în vară, mă. Ce fai, mă? Ce faci frumusețe, mă? Ia uite pe motanul, mă. Mă, motanel, mă, ce-i cu tine, mă? Te-am văzut și vara trecută, ai uitat? Mă știe, mă, uite cum faci. Frumosule. Hai, ne vedem că mă întorc, da? Uite ce frumos faci el pe acolo, mă. Mai e unul aici, trebuie să mai fie unul. Aia, am avut dreptate. Ce faci, mă, pisicuță, mă? Asta-i soția la motan, mă. Ce faci frumusețe. Hai, ne vedem când mă întorc, da? Și cățelușul. Nu, uite, vine după mine. Unde mergem? Mergem la mare? Mergem în apă? E picioasă mai.
Și le adun niște babe să mănânce. Vine după mine. Hai, hai. Hai pe si. Hai să-mi arăt traseul, că eu nu știu pe aici. Vine după mine. Hop. Hai pe si. Pe unde trebuie să o iau ca să ajung la plajă? Pisicuțo, pe unde trebuie să o iau ca să ajung la plajă? Mergem înainte? Hai, hai că vin după tine. De ce te-ai oprit? Vreau să-mi arate drumul. Hai pe si. Haide. Vine după mine. Înseamnă că eu cunosc drumul mai bine decât ea. Ups, e aici. Hai pe si. Pisi, ce bă, pisi! Uite mă pe pisi, bă, deci nu sunt singur la mare, eu și cu pisi. Mă, ce pisicuță frumoasă, mă! Ce faci aici? Aici e amantul? Ajut la amant acum. În seara pe motan. Asta e. Să se simte și ea bine, nu? Ups, să vedem pe unde o iau pe aici. Am cam un pot molit puțin. Mă descurc. Sunt băiat mare. Vlogurile care le fac și care le-am făcut și care le fac de acum încolo sunt pentru prietenii mei, cu comentariile alea care mă amuză. Comentariile alea împotriva mea mă amuză de nu mai pot. Chiar îmi plac comentariile lor. Și îi provoc în continuare să-mi dea cât mai multe comentarii. Voi încerca să răspund la majoritatea dacă pot. Dacă nu, ei se insiste acolo să se repete ca niște papagali, că nu-i problema asta. Eu o să le văd într-o bună zi și eu voi răspunde că sunt VIP. VIP, mă știe toată lumea, opticoșilor.